Ședința de Consiliu Local Mangalia a fost organizată de urgență. Problema aflată în cap de listă pe desfășurătoarele consilierilor a fost rezolvată favorabil. Dacă până miercuri în bugetul primăriei nu existau bani de salarii decât pentru cadrele didactice, și o soluție a fost găsită pentru toți lucrătorii statului. Pentru anul în curs, salariile pentru bugetari erau asigurate doar până în luna mai inclusiv. Problema a fost însă rezolvată pentru tot restul anului 2012. Suma alocată este de aproape 4 milioane de lei. Nici membrii comisiilor de la secțiile de votare prezenți la alegerile locale nu vor rămâne fără bani. 260.000 de lei este suma alocată pentru aceștia. Da, au fost în primul rând o decizie de salarizare. Deci am avut câteva, aveam rectificare de buget, a fost necesară această rectificare pentru că nu aveam de plătit pe 10 iulie salariile și chiar nu vrem să vă spunem să punem cu stângul și chiar salariile să fie date în termen stabil de lege. Printre primele proiecte pe care noul primar al municipiului Mangalia, Radu Cristian, vrea să le susțină, se află sudul litoralului. De multe proiecte urgente, vă spuneam că acum va fi o reorganizare la nivelul primăriei municipiului Mangalia și sunt foarte multe. Deocamdată ne ocupăm de stațiunile aferente municipiului Mangalia, pentru că avem deja turiști, trebuie să arate cât se poate în vara aceasta destul de bine. Oricum, de la anul în 2013, sezonul estival 2013, începem să-l organizăm de la 1 octombrie 2012, pentru că nu vreau să ne mai prindă nepregătiți. Primarul Mangaliei spune că acesta este doar începutul, iar locuitorii orașului vor vedea destul de repede schimbările în bine pe care și le-a propus pentru localitate.